După ce au învins Brașovul, fotbaliștii de la Pandurii și-au recăpătat încrederea în forțele proprii, cel puțin asta susține antrenorul echipei Edi Iordănescu. Acesta speră să facă o figură frumoasă și la Botoșani, chiar dacă va întâlni un adversar care a anunțat că are drept obiectiv calificarea în cupele europene. Antrenorul echipei de fotbal Pandurii, Târgu Jiu, a făcut astăzi primele declarații despre meciul cu FC Botoșani. Edi Iordănescu susține că elevii săi sunt pregătiți să întâlnească un adversar motivat. Însă deja de ieri noi am început pregătirea următorului joc de la Botoșani, un joc care, în care vom întâlni un adversar în lupta pentru Cupa Europeană. Deja și-au manifestat în mod public acest obiectiv al lor. Sigur, vin după o victorie la scur, după o înfrângere la scor la CFR Cluj, dar eu am văzut jocul și pot spune cu certitudine, cunosc echipa Botoșan, nu aceea este valoarea acelei echipe. Antrenorul a mai spus că echipa sa iese din ce în ce mai aproape de evitarea retrogradării. Formația gorjeană are acum 38 de puncte și speră să revină la Târgu Jiu cel puțin cu o remiză. Cu siguranță că nu vom avea un joc ușor, însă noi trebuie să ne întoarcem de acolo cu puncte ca să putem să ne îndeplinim, așa cum am spus, obiectivul, adică să facem minim 40 de puncte. Obiectivul nostru principal rămâne acela de a salva echipa de la retrogradare. Am mai făcut un pas important la ultimul joc în Brașovul și în continuare mai avem de muncă. Partida dintre FC Botoșan și Pandurii Târgu Jiu din etapa 32 a Ligii 1 se va disputa vineri de la ora 18:30. Meciul se va desfășura pe stadionul municipal Botoșani.